Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. În această seară, o ediție specială, pricinuită și de, să zicem, problemele de vreme. Erau alte programări pe emisiunile ENSA TV, dar unii invitați n-au putut să ajungă, mai ales că erau mai departe din țară. Așa că facem o ediție specială, programată pentru altă seară, e adevărat, dar avem plăcerea să vină în studioul nostru domnul Ion Țârlea, cunoscut telespectatorilor și oamenilor din online, cu acea pagină Târgu Jiu Odinioară, dar și din expozițiile pe care le-a făcut în ultimii ani cu istoria municipiului în imagini. Bun venit în emisiunea noastră! Mulțumesc! Un gând bun pentru telespectatorii noastră și mă bucur că mă aflu aici. Sper să iasă lucrurile așa cum ne-am dorit. Da, trebuie să spunem că noi punem la punct de mult timp această emisiune. S-a lăsat destul de greu, domnul Țârlea, să ajungă la această emisiune. Dânsul preferă mai mult online-ul decât emisiile, să spunem, TV. Nu sunt obișnuit cu televiziunea. Da, cu atât mai bine este, sper să fie interesant ce spunem noi în această seară, mai ales că avem și suportul unor imagini extrem de valoroase din trecutul acestui oraș. Înainte de a trece, și de fapt și din trecutul Gorjului, înainte de a derula, să spunem, și imaginile, aș vrea să vorbim puțin de acest proiect, Târgu Jiu Odinioară, care are o istorie tumultoasă. La un moment dat știu că blocaseră chiar cei de la Facebook această pagină. Care a fost? Care e problema? Da, inițial am postat pe o pagină de Facebook mai multe fotografii vechi, fotografii din Târgu Jiu de Odinioară, așa cum i-am spus paginii Târgu Jiu Odinioară, ce ulterior a avut foarte mulți adepți. Fotografiile pe care le postam au ajuns să aibă distribuții destul de multe, numărul de prieteni a crescut destul de mult, zic eu, pentru un oraș mic precum Târgu Jiu, și la un moment dat, existând un trafic, bănuiesc că din această cauză, existând un trafic pe care a fost observat de cei de la Facebook, mi s-a închis acel cont și mi-au trimis un mail în care își exprima opinia că în spatele acestui cont se află o corporație, un VIP sau un brand. Le-am explicat că nu este vorba de acest lucru, că sunt un colecționar și că pe această pagină postez fotografii din Târgu Jiu de Odinioară, și atunci mi-au spus că îmi dau oportunitatea să îmi păstrez fotografiile și tot ceea ce există pe pagină, doar cu condiția să-i dau identitatea mea. Deci, pagina ce inițial se numea Târgu Jiu Odinioară, acum are numele meu, Țârlea Ion. A trebuit să trimit copii după certificatul de naștere, după buletin, și pagina care era Târgu Jiu Odinioară a devenit pagina Țârlea Ion. Din acest moment am deschis o nouă pagină, Târgu Jiu Odinioară, în care repostez toate fotografiile vechi care le-am avut în vechiul cont, și pe vechiul cont Țârlea Ion postez fotografiile noi. Adică merg în paralel cu ambele conturi și cu pagina Târgu Jiu Odinioară, pentru că acum pagina are un statut de pagină, iar vechiul Târgu Jiu Odinioară este, ca să... E o persoană fizică acum, pe, da. Pe Marian Vanghelie, pe persoană fizică. Am înțeles. Da. Povestea a început frumos și cred că de asta a fost și succesul, faptul că târgujenii în special, dar cum spuneam, și gorjenii în general, s-au regăsit cumva în acele fotografii, au descoperit un trecut
foarte interesant, pe care nu-l găsesc în cărțile de istorie, ci mai degrabă în lada cu fotografii vechi ale bunicilor, adăposite prin poduri sau altfel. Că am înțeles că sunt diverse povești interesante cum au ajuns aceste fotografii să le postați pe această pagină și nu vă aparțin în totalitate. Nu. Am avut de multe ori surpriza să primesc fotografii extraordinare de interesante de la, să spun, simpatizanții acestei pagini, Târgu Jiu Odinioară, și de-a lungul timpului mi-am făcut multe cunoștințe, prietenii, aș putea spune, dar să revenim la fotografii. Valoarea lor materială nu este una extraordinară, dar din punct de vedere al documentului în sine, poate să ne dea foarte multe elemente, imaginea. Și imaginile la rândul lor pot crea povești. Și în spatele fiecărei imagini se ascunde o poveste. De multe ori am încercat să găsesc lucrurile care se ascund în spatele imaginii și am încă foarte multe fotografii care nu le postez din cauza că încă nu am toate informațiile necesare pentru a le putea expune. Și prefer să le țin până când voi... Înainte de a începe să derulăm aceste imagini, am văzut astăzi, cred că o remarcă a cunoscutului scriitor și de același timp prieten comun, Marius Iorga, care făcea un reproș de scrierii la o anumită poză sau la anumite poze, faptul că sunt puțin, așa, dau o imagine, pe perioadă comunistă vorbind, o imagine mult mai plăcută decât realitatea trăită în acele vremuri. În legătură cu vremurile din perioada comunistă, într-adevăr, au avut o paloare cenușie. Dar mulți dintre noi am trăit acele vremuri și revedem în acele vremuri tinereța sau copilăria fiecăruia dintre noi. Și atunci le regândim și le revedem sub alte aspecte. Și sunt multe din lucrurile care astăzi ar putea trece drept niște mofturi nevinovate, care atunci erau adevărate plăceri. Și cu siguranță clădirile care au traversat istoria și perioada comunistă, poate și mai devreme, venind din interberii sau poate chiar dinainte de primul război mondial, au ce povesti din toată această trecere și au cunoscut momente de înflorire și de, să spunem, de regres și tot așa. Dar, cum spuneam, avem, și o să rugăm colegii din regie, să trecem la prima parte de fotografii, primul calup din fotografiile selectate de dumneavoastră, și să începem povestea. Da. Avem o fotografie a Bisericii Catedrale de pe strada Tudor Vladimirescu, ce are în spate o lungă istorie. Bineînțeles, eu nu o să spun decât câteva cuvinte care le consider eu necesare și care bănuiesc că unele dintre ele nu sunt cunoscute. Biserica Catedrală a fost construită începând cu 1749 de către negustorii din Târgu Jiu, a fost ulterior numită și Biserica Domnească sau Biserica Catedrală, și în acea perioadă pe lângă biserică se aflau niște chilii, cum ne spune Alexandru Ștefulescu, în care bătea Jiu. Din această cauză a fost numită Biserica de la Jiu. Un lucru foarte interesant sunt aceste supraturile. Dacă vedeți în partea dreaptă a imaginii, există o a doua fotografie în care supraturile care sunt pe acoperiș sunt diferite față de fotografia din partea dreaptă. Ele au o poveste frumoasă pe care o descrie doctorul Nicolae Haznaș în cartea Din Volbura Vieții. E o poveste suculentă în care ne vorbește de Titu Frumușanu, primar, în acea perioadă un brav primar, care
Este nevoit să plece din localitate și pentru că suplaturile se deterioraseră, a lăsat pe ajutorul lui de primar să se ocupe, să le repare. Acesta la rândul lui a dat o sarcină celui mai priceput tâmplar, care din întâmplare era un ungur, Lajos. Atunci Lajos s-a pus pe treabă și cum era un meșter bun, s-a apucat, a dărâmat vechile turle și a făcut noile turne. Noile turne le-a făcut așa cum le-a văzut el la bunicii lui când îl duceau la biserică, bineînțeles la o biserică catolică. Astfel, biserica ortodoxă, biserica catedrală, s-a procopsit cu o pereche de o frumusețe de turle catolice, de care Lajos era foarte mândr de modul în care sunt ele țuguiate, așa cum arată și nu știu cât știu chestia aceasta. Supraturile. Venind din deplasare, Frumușanu, Titu Frumușanu, a fost foarte supărat, a făcut scandal, i-a chemat, dar fiindcă fondurile fusese reinvestite... Să spunem că Titu Frumușanu era primarul din acea vreme. Da, cred că în 1898 se întâmplau toate lucrurile acestea. Așa că au rămas câteva decenii și au putut fi admirate, puțină lume știa să facă diferența. Însă, venind în vizită în Târgu Jiu, Nicolae Iorga, care era un fiind cunoscător, imediat a sesizat și a dat indicații ca ele să fie schimbate și să se pună pe biserică supraturile în stil ortodox. Bineînțeles, cum la noi niciodată n-au existat fonduri, supraturile au fost luate. Și astfel, acum nu mai avem supraturile. Este... acoperișul îl putem vedea în forma de astăzi. Alte lucruri interesante despre Biserica Catolică, despre Biserica Ortodoxă din centrul orașului, Biserica Catedrală, în jurul Bisericii Catedrale, la chiliile de care vorbisem anterior, a existat și o școală. Se numea chiar Școala Domnească. Venim puțin mai spre vremurile noastre, în perioada interbelică, Iosif Köber a restaurat pictura exterioară, unde sunt proroci, filozofi. Iar un motiv de originalitate până la urmă. Da. Puține, foarte puține biserici au asemenea picturi. Nu e unică. Dar un fapt interesant care l-am citit în cartea domnului Vasile Marinoiu și a domnului Iulian Cămui este faptul că Iosif Köber a desprins câteva fragmente din vechile picturi care se aflau pe exterior și acum le regăsim în pridvorul bisericii, în partea către sud și către nord, undeva sus. Dacă intrați în Biserica Catedrală, o să vedeți acele fragmente desprinse din pictura originală de secol XVIII. Desenele, picturile de secolul XVIII, marea lor majoritate, au fost compromise. Deci Iosif Köber a pictat aproape în întregime... prorocii, filozofii și învățații și sibilele care se află la pictura exterioară. Interesantă povestea. Haideți să mergem la un alt cadru. Cu siguranță ați fi avut de spus și altele lucruri despre asta. Dar să mergem la următoarea imagine, că altfel nu reușim să le vedem toate până la finalul emisiunii. Da. Aici... Da, este o fotografie din perioada interbelică, din 1933, când este o reconstituire a bătăliei de la podul Jiului. În medalion, în partea dreaptă sus, vedem un personaj. Acel personaj este, de fapt, un erou al Târgu Jiului, un erou gorjan, pe numele lui Marin Petrescu. Marin Petrescu... a participat la lupta de la podul Jiului, dar nu neapărat acesta este cel mai mare merit. Era președinte al Consiliului Județean și după ce
Târgu Jiu a fost ocupat de, de nemți, de armata germană, deși știuseră că el participase la bătălie de la bătălia de la Podul Jiului, având în vedere influența lui asupra târgujienilor, i-au oferit demnitatea de primar. Marin Petrescu s-a simțit jignit de acest fapt și a protestat și pentru acest lucru a fost bătut, a fost schingiuit, dar nu a fost făcut să-și schimbe părerea și din cauza asta a fost închis. Cu toate astea, a trecut peste primul război mondial și a apucat să vadă Marea Unire. Este, despre el, Ion Popilian spunea că este unul din mucenicii neamului. Da, este un erou care, cred eu, e puțin cunoscut și fapta lui de a refuza să fie primar mă aduce aminte de povestea cu când păcălește pe un hoț să se bage în sac în locul lui, spunând din sac, nu vreau să fiu primar. Da. Apropo de perioada respectivă, să nu uităm că autoritățile românești din Târgu Jiu ocupat s-a făcut în Cartea Atrocități Germane, întocmită imediat după primul război mondial, se povestește acolo cum autoritățile noastre erau puse într-o situație foarte ciudată, trebuiau să garanteze că nu se vor întâmpla incendii sau altceva și în momentul când se anunța, ei alergau să stingă primii tocmai să nu... să nu pățească ceva. Da, da, ei trebuiau să gireze. Erau anumite personalități din Târgu Jiu care aveau influență asupra târgujienilor și pe această temă autoritățile germane făceau anumite... Mergem la următoarea imagine? Da, da, da. Haideți să mergem la următoarea imagine. Cu ajutorul colegilor din regie. Iată o fotografie din parcul, grădina publică și povestea unei statui, nu? Da, este vorba despre Caterina Dobruneanu, descendentă din familia Frumușenilor, soția lui Șerban Dobruneanu, un avocat cunoscut în vremea respectivă, al sfârșitului de secol XIX, începutul de secol XX, care a avut o soartă tristă, a murit la o vârstă fragedă, a avut până în 40 de ani și soțul său, Șerban Frumușanu, a făcut mai multe donații pentru ca în parc să se realizeze o aducțiune de apă cu o pompă și multe alte lucruri necesare grădinii publice și a cerut în schimb să amplaseze acolo bustul soției sale. Din cartea Istoria familiei Culcer, Gabriel Culcer povestește foarte frumos această întâmplare când autoritățile locale prin anii 30, când s-au gândit ei că familia Dobrunonea nu a mai avut urmași și din această cauză era incomoda autoritățile publice această statuie pe care nimeni nu o mai... Și statuia a dispărut. Și într-o noapte statuia a dispărut, a venit toboșarul care anunța diverse informații ale orașului și a anunțat vestea, ca mai târziu un cetățean, prieten al lui Bacchus, la mai multe pahare pe numele lui Țoi, are și un nume cu rezonanță, a spus că de fapt el a fost însărcinat să desprindă statuia de pe socru, să o ducă undeva prin cimitir. S-a făcut puțină vâlvă, autoritățile au spus că ori să repună statuia pe soclu până când s-au liniștit lucrurile. Până lumea a uitat și... Da, și au pus ulterior acolo o vază cu flori ca să umple locul și ulterior a dispărut și soclu. Încă mai este o bucată din soclu, chiar în stare impecabilă, undeva în parc, acolo unde se joacă șah, lângă... Da, este în stare impecabilă. Am văzut-o și chiar am rămas surprins plăcut.
Mergem mai departe? Da. O altă imagine. A, aici este, în imagine, este mama mea în centru cu Agripina Cernitoiu la podul de la Turcinești. Podul care a suferit acum, a fost piciorul. Era același podul. Era un pod de lemn, nu. Era un pod de lemn, așa-l văd. Da. Da, era un pod de lemn. Era vechiul pod de lemn de la Turcinești care are o poveste. Venind către casă, un sătean din Schela care fusese la moșia lui din Iezure, întrecând podul, s-au rupt traversele și a căzut în apă cu carul cu boi. Și din păcate boii fiind încorsetați în jug n-au reușit să scape, săteanul a ieșit pe mal, oamenii din Vădenie au venit să dea o mână de ajutor, spectacolul a fost unul destul de macabru, boii au fost scoși umflați de apă, deci în necan, da. Și acest eveniment a făcut oarecare vârvă în presa vremii și astfel s-au dislocat niște fonduri de urgență și a fost construit nou pod. Și la construcția noului pod sunt niște elemente surprinzătoare care țin de pitoresc, cel puțin așa le-am interpretat eu. Marea majoritate a materialelor au fost cărate cu căruțele și au fost angajați căruțași din zona Dobrogei. Și erau recunoscuți de oamenii locului prin că caii lor erau prinși la căruță având la nivelul gâtului un fel de coroană, să zicem așa, care acea coroană era prinsă de hulube. Ei, a fost mutat jiul, în partea dreaptă a lui s-a făcut o punte din cablu de oțel. S-au construit picioarele, iar tronsoanele care ulterior au fost trase peste picioare au fost turnate chiar în intersecție pe niște bile de brad. Iar ulterior au fost trase manual cu niște troli uriașe. Deci s-au tras cabluri peste jiu, au fost prinse tronsoanele și cu niște troliuri pe bilele de brad s-au pus la loc acele tronsoane. Da, și încă cei care în acea perioadă erau copii și mai amintesc cum copiii care se duceau la balta lui Roman unde erau rațele și gâștele satului și unde copiii aveau grijă de oi, în timpul prânzului, vara, în cripetul de căldură, luau oile și s-adăposteau cu ele sub podul, acel vechi pod de lemn, unde copiii se răcurau în apele jiului. Apropo de această construcție, iată că orice clădire importantă, în cazul nostru e construcția unui pod, orice obiectiv de acest gen, are o poveste. Da, este interesant, dar trebuie să ne gândim la un lucru care să ne dea de gândit. Eu aveam fotografia aceasta, dar până nu se întâmpla ca accidentul de la pod, nu i-am dat așa de mare importanță. Da, a devenit obiectiv, a devenit interesant. Da, când a devenit interesant când s-a produs un eveniment. Da, când s-a întâmplat construcția. Deci fotografia e la sfârșitul anilor 50, iar podul a fost făcut în anii 60. Da, iată că totuși a rezistat vreo 50 de ani, da, cel puțin. Da. Mergem mai departe la o altă imagine. Aici este iar o imagine interesantă. Este o fotografie pe care eu am văzut-o pe internet. Mi-am dorit foarte tare să o am. Era a unui colecționar din București care strângea imagini și cărți poștale cu firma de vânzări de automobile de lux Leonida & Co. Și cu greu am reușit să-l fac să-mi dea această carte poștală. La un schimb, acum nu mai am făcut-o cadou tot unui colecționar, domnul Gabriel Boiangiu, care are o colecție foarte frumoasă de cărți poștale.
cu gorjul, dar pe mine m-a interesat doar imaginea digitală, să o scanez și să o am la rezoluție foarte mare. De aici am văzut foarte, foarte multe, foarte multe detalii interesante. În casa din mijloc, care este casa unde Brâncuș a făcut ucenicia când a fugit de acasă la 11 ani în 1887 și a stat 3 luni de zile aici, a învățat cum se amestecă culorile. În aceeași casă o revedem aici în perioada interbelică, când este o reprezentanță de mașini de lux. Deci reprezentanță pentru mașinile Cadillac, Pontiac, Chevrolet. Deci în Târgu Jiu. Deci într-un orășel foarte mic. În spatele acestei clădiri se afla garajul, adică un fel de servis care ținea servisul mașinilor respective și o pompă de benzină. Se găseau clienți la Târgu Jiu pentru asemenea mașini? Se pare că da. Dacă a venit o reprezentanță care era o reprezentanță de talie europeană. Și noi o avem la Târgu Jiu. Deci da. Eu când am văzut fotografia asta am rămas foarte surprins. În partea dreapta a imaginii putem să vedem un chioșc de ziare și acolo se face reclamă la ziarele Vremii. Dimineața Gorjanu Realitatea, în partea stângă, mă rog să mă scuzați, în partea dreaptă se găsește hotelul Tioc și el are o reclamă, o placardă pe care putem găsi ceea ce se putea găsi la recepția hotelului de vânzare: cărți de joc, timbre, praf de pușcă. De se puteau și împușca. Da, turiștii de veneau la Târgu Jiu, să zicem. E o imagine cu foarte multe. Este și un lustragiu acolo în fața hotelului care făcea și el la recepția drama. Hotelului, totuși puteai să găsești diverse lucruri care nu le găsești în ziua de astăzi. Poate acele pliante turistice, că suntem rei acum, dar poate ar fi bine ca la fiecare hotel din Târgu Jiu să găsim și aceste lucruri. Sunt câteva care au început să facă ceva pe direcția asta, dar încă destul de timid. Da. Mergem la o altă imagine. Mergem la o alta. Am mai discutat. Da, despre aceasta am mai discutat. Ne-am întors la podul de la Turcinești. Aici este magazinul Dănăricu de pe strada Tudor Vladimirescu. Despre această clădire aș vrea să spun că o să puteți, cei care doresc să afle mai multe, dar numai despre această clădire, domnul Ion Duguleanu este acum în curs de definitivare a volumului Casele Oameni Destine, referitoare la strada Tudor Vladimirescu. Această clădire se află pe strada Tudor Vladimirescu și este în locul spitalului de pe strada Tudor Vladimirescu, deci în diagonală cu fosta cofetărie Magnolia. Da. A dispărut în anii? Nu știu exact să vă spun, dar probabil că în anii 60-70. Oricum, generațiile actuale nu știu. Da, da, decât da, cei da, care da. Sunt peste 60 de ani, probabil. Da, da, multe clădiri din oraș au foarte multe povești interesante. Așa cum v-am spus, domnul Duguleanu face o enciclopedie istorică. A și reușit câteva volume foarte... Are 7 volume, e pur și simplu o enciclopedie a istoriei Târgu Jiului făcută în monografia caselor de pe toate străzile importante din Târgu Jiu. Da. Aici a fost și ulterior, după ce a fost făcută clădirea, și o școală a securității. Asta în anii 50, probabil. Da. Mergem mai departe. Da, ne îndreptăm spre o altă fotografie interesantă, dar vorbim despre... Era, da. Nu, vorbim despre aceste povești
din spatele imaginilor, iată că se poate spune despre o clădire și în condițiile în care trebuie să ne încadrăm într-un anumit timp totuși determinat pe o anumită imagine ca să termină, ca să ajungem și la finalul emisiunii. Trebuie spus, apropo de aceste clădiri, mai ales cele care au dispărut, că ele aveau un anumit farmec. Târgu Jiu, chiar dacă era un oraș de provincie și un oraș micuț, nu era chiar atât de... Am văzut o dovadă. Da, chestia. O să vedeți la una din fotografiile care urmează ce farme putea să aibă Târgu Jiu pe anumite tronsoane, pe anumite perimetre. Nu prea seamănă cu orașul actual, care nu prea spune foarte multe. Da, aici avem Bulevardul Constantin Brâncuș la început de secol 20. Deci suntem în preajma grădinii publice. Da. Iată cum arăta la vremea respectivă acest bulevard destul de important, da, ca și circulație și la acest moment. Dacă observați cât de multă verdeață în Târgu Jiu era în acea perioadă. Oameni pentru care timpul trecea parcă mai alene. Era un orășel de provincie, dar un orășel care, cum am spus, avea anumite zone extrem de interesante. Da, era un orășel sărăcuț, dar avea farmecul lui. Cu siguranță. Suntem în... apropo de aceste fotografii care sunt valorificate, în sensul că le pot vedea telespectatorii, suntem la o fotografie care am mai văzut-o. Da. E vorba de reprezentanta Leonida. Da, Leonida, reprezentanța Leonida. Farmecul Târgului de Provincie, vedem caldarâmul care este de piatră cubică. Da, piatră cubică. Dar Victoria s-a pavat cu piatră cubică tot la sfârșit de secol 19. Generațiile noastre au prins pe anumite zone din Târgu Jiu cubică. Da. Și chiar mai sunt și în momentul de față câteva zone care... În acea perioadă, promenada se făcea pe strada Tudor Vladimirescu și pe strada atunci Griviței, pe care astăzi se găsește muzeul Ștefulescu, care atunci era prefectura. Da. Și atunci promenada nu era pe strada Victoriei, care era numită ulița Țigăniei, ci se făcea pe strada Tudor Vladimirescu și pe strada Griviței. Acolo... Da, mergem mai departe. Tocmai vreau să vorbeam despre locuri din Târgu Jiu care pot arăta așa. Deci aici regăsim Târgu Jiu la început de secol 20, când începuse deja să se construiască pe strada Victoriei și să devină una dintre străzile cele mai importante. Și de la doctor Constantin Lupescu, din memoriile domniei sale, aflăm niște lucruri foarte interesante, că peste drum de Hotel Tioc, acum să localizăm Hotelul Tioc era peste drum unde astăzi avem Teatrul Elvira Godeanu. La parterul Hotelului Tioc a funcționat cândva restaurantul modern. Pentru că acoperișul ars, nu vom recunoaște din acea clădire acel restaurant modern pe care unii dintre dumneavoastră poate, probabil că îl mai știți. Deci peste unde Hotelul Tioc se afla o terasă numită La Berbec, unde cânta formația renumitului Bubi. Aici veneau actorii din București care mergeau la Teatru Milescu, iar seara veneau la o șuietă la această terasă și ulterior înoptau la Hotelul Tioc, care ulterior s-a mai numit și hotel, adică au mai multe denumiri de-a lungul timpului, Hotel Sichitiu, Hotel Regal. Iată că putem să avea și în Târgu Jiu un loc așa boem la începutul secolului și plin de culoare. Grădina publică în perioada interbelică, probabil într-o zi de sărbătoare sau într-o duminică, când se auzeau pe aleile parcului sunetele de fanfară, nu? Sunetele fanfarei regimentului 18 Gorjul.
Da. Era obișnuită să cânte fanfara în parc, aveam o tradiție, chiar și în anii comunismului am avut o tradiție ca fanfara să cânte în parc. Și acea atmosferă care se degaje din de liniște, aveam, de pace, exact, relaxare. Timpul trecea mai altfel, sau cel puțin noi așa ne dă nouă impresia. Era și un grădinar german care aranja... La grijă de grădina publică. Da. Apropo de imaginile care le-am văzut, o să mai revenim asupra lor. Am terminat, de fapt, un primul set. Trecem și la setul numărul 2, pentru că suntem destul de înaintați ca vreme. Da, poveștile, da. Cum spuneam, poveștile sunt foarte interesante, dar cu siguranță va trebui să reveniți să ne povestiți mai multe, pentru că nu ne lasă. Iată, suntem deja la al doilea calup. Da, aici avem strada Gării, strada Republicii astăzi, cu vedere de la gară către Liceul Tudor Vladimirescu, vedem aceeași verdeață specifică Târgu Jiului din perioada interbelică. Și, după cum vedeți, nu existau niciun fel de construcții până la Liceul Tudor Vladimirescu. Da, și pe acest bulevard, mai târziu, în anii comunismului, s-a construit destul de mult, apărând blocurile, apărând centrul militar, de o parte și de alta, diverse alte construcții. Trebuie spus, apropo de acest bulevard și unele, că acum avem trase... acele străzi drepte, acele bulevarde drepte specifice unor orașe mari. Dacă vedem, și am văzut imaginile acestea de la Târgu Jiu vechi, sunt totuși micuțe străzile, sunt intime, dar micuțe. Iată, aici? Da, aici ne găsim în centrul orașului la intersecția străzii Victoria cu strada Unire, mai exact la intersecția de la Parâng, cum o știe toată lumea, de la magazinul Parâng. Avem două clădiri extraordinar de frumoase. Din păcate, astăzi ele nu mai există. Cea din dreapta este a lui Toma Călinescu și cea din stânga a comerciantului Niculăescu. Ele au fost demolate, cea din dreapta în 1978 și cea din stânga mai devreme. În locul lor astăzi avem în partea dreaptă poșta de la Parângu, iar în partea stângă sunt magazinele de peste stradă. Aici vedem o imagine din perioada interbelică a statuii lui Tudor Vladimirescu și în spate vedem clădirile care astăzi nu mai există și în locul cărora s-au construit blocurile pe care le știm. Da, putem analiza, iată, cu asemenea imagine, putem să analizăm cât s-a schimbat orașul în fața acestui reper de statuia și cât s-au schimbat lucrurile din preajmă. Da. Dar, la fel de adevărat, că este unul din reperele municipiului de peste 100 de ani, un reper important al municipiului, mai ales că... Avem destul de puține. Da, din păcate avem totuși construcțiile din anii comunismului, care sunt uneori impresionante ca și dimensiuni, nu au acel particular, acel original care să atragă, să se discute despre ele. Da, aici avem iar o fotografie din grădina publică, frumoasă, colorată, cu farmecul ei și foarte, foarte bine aranjată. Da, se vede că era un parc întreținut, probabil lipseau și ciorile de la avem acum. Da, nu știu, probabil că nu am mai spus, era considerată a doua cea mai frumoasă grădină publică din țară. Foarte interesant. Și se pare că nu era prima doar din cauza faptului că era destul de mică. Da, nu se putea compara cu un oraș foarte mare, dar oricum destul de impresionantă. În ierarhie era a doua grădină publică din țară ca frumusețe. Prima fiind probabil București. Da.
dar verdeață și foarte multă culoare care atrage, exact, deci liniștește, exact, și în același timp are un efect reconfortant. Aici avem o fotografie cu podul Jiului, podul Ferdinand. În partea dreaptă vedem, de fapt în ambele părți sunt tunurile capturate în primul război mondial, dar este interesant de văzut că există o inscripție acolo pe tun și scrie pe pod La Paz. De fapt se referea la cei care treceau în podul călare sau cu căruța. După cum știm, calul poate să meargă la galop, la trap sau la pas. Era interzis trecerea podului cu calul în galop sau în trap. Pe pod trebuia să meargă cu calul la pas. Foarte, foarte interesant. Acest pod pe care îl mai putem vedea, să zicem, rămășițe din el, dar modernizate mult, practic doar acele arcade mai sunt originale ale podului, le putem vedea în podul din parc. Deci, Da. Și acum... Aici avem o imagine a centru vechi al Târgu Jiului. Era în zonă centrală Târgu Tudor Vladimirescu. Da, uitați ce bine aranjat. La sfârșitul secolului XIX, da. Ce bine aranjat, cu gardinul luci. Să nu zic că suntem în preajma, pe partea aceea, suntem în preajma Palatului Administrativ, muzeul de astăzi. Da. Din coace aveam deja statuia. Sunt cunoscute aceste imagini și de fapt au devenit cunoscute prin promovarea dumneavoastră, dar aici avem și poze cu regimentul 18 Gorj făcute chiar în fața acestui edificiu, care era în momentul când a fost construit, clădirea a fost dată în folosință în 1897, a devenit una dintre cele mai importante clădiri din municipiul Târgu Jiu. Da, e un simbol și de obicei apare în mai toate cărțile poștale cu Târgu Jiu, preponderent apare liceul Tudor Armescu. Aici avem strada de pe Tudor Vladimirescu, tot strada Tudor Vladimirescu. În fundal vedem biserica catedrală, iar în partea... O vedem din partea cealaltă, am văzut-o. Da, o vedem din partea cealaltă și în partea stângă vedem niște comerciani, niște copii. De fapt, unul dintre ei are un coș în care vinde covrigi puși pe băți. Da, și... O trăsură, da. Dar avem și o mașină puțin mai în față, deci se îmbinau cele două, nu? Dacă duc eu bine până acolo. Nu știu sigur dacă este o mașină, cred că este tot o caleașcă trăsură, care are în spate un coviltir. Da, cred că mai degrabă, dar... Cred că așa este. Aici avem strada Victoriei, care arată oarecum așa ca dintr-un western. Da. Și cum spuneam, acele străzi strâmte care erau la specifice sfârșit de secolul XIX, și unele au fost, au fost conservate unele părți au fost conservate destul de bine. Chiar la București e vorba de centru vechi, cum este, și ne uităm la Timișoara și în alte orașe mari. Din păcate, noi le-am pierdut. Da, din păcate. Acum aici putem vedea în partea stângă Hotelul Victoria. Acea clădire mare, din partea stângă este Hotelul Victoria, în spatele căruia am poziționa acum, astăzi, Hotel Gorj. Careper. Da, iată. Careper. Careper acolo era... Fotografia datează de la începutul secolului 20? De la începutul secolului 20 s-ar putea să fie și în perioada interbelică puțin mai... Da, aici avem o imagine de ansamblu văzută din tur la actualei facultăți, atunci hotel, și în care vedem primăria, prefectura de astăzi, primăria de atunci, din nou biserica catedrală, ce este un punct de reper. În partea dreaptă era o stradă Horia, care astăzi nu mai există pentru că acele clădiri de pe partea dreaptă au fost toate demolate. Da, o zonă care nu se mai regăsește astăzi, dar care spune multe despre Târgu Jiu, da, și despre istoria Târgu Jiului.
Așa, o altă imagine. O altă imagine o avem tot pe strada Tudor Vladimirescu, undeva în partea stângă vedem, se găsea librăria și tipografia Miloșescu, Nicu Miloșescu, un furnizor al casei regale, și se vede acolo pe acoperiș undeva o reclamă mai aproape de acoperiș în partea stângă. Și undeva în fundal, pe partea dreaptă, dacă vedeți o turlă, acolo era magazinul Dănăricu, care anterior am l-am văzut într-una din imagini. Da, într-una dintre imaginile care le-am văzut anterior. Acolo se găsea magazinul Dănăricu. Da, iată, aici avem o stradă mai largă. Unghiul acesta ne arată o așezare mai mare. De fapt, cu siguranță ar mai fi fost și alte imagini de prezentat. O să facem asta cu altă ocazie. Vă mulțumim pentru această... Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Pentru această lecție, dar pe final ar fi, continuăm povestea de la început. Ce intenționați să faceți în perioada următoare cu acest proiect frumos Târgu Jiu Odinioară? Încă nu mi-am propus ceva anume, ține de pasiune, sunt lucruri care mă bine dispun, aflu noi informații, de multe ori surprinzătoare, postând anumite imagini în comentariile care vin la respectivele fotografii, de multe ori am aflat multe lucruri extraordinare. Sau am primit fotografii de la, cum v-am spus, simpatizanța ai paginii Târgu Jiu Odinioară, multe fotografii extraordinare. Da, și asta arată, ele au fost prezentate, au luat și foarte multă atenție din partea publicului. Da, mi-am dat seama că nu sunt singurul bolnav de acest... îmbolnăvit de acest hobby, să zic așa. Nu știu, cred că nu e bine. Spuneați că sunteți și colecționar. Da, și de multe sunt și ori... colecționar. Ce colecționați? Da, aici intrăm într-o zonă destul de vastă. În special numismatică, medalistică, tot ce ține de etnografie, de militarie, faleristică, și orice alt obiect vechi care are legătură cu vremurile de odinioară, dacă tot ne referim la Târgu Jiu de odinioară. Haideți să facem așa. Dați câteva exemple de lucruri valoroase, deci pe care le-ați colecționat sau le aveți în colecția proprie sau le-ați văzut la colegi. Știu că de regulă acestea presupun... un anumit comerț, să spunem depinde, așa. Depinde la ce nume vă referiți când păi spuneți iată, valoare. Ce, pe partea de medalistică, ce lucru valoros, sau ați avut valoros, sau ați găsit lucru valoros în, nu știu, un gorș, să zicem. Pe partea de medalistică nu am foarte multe medalii. Am medalii bătute în perioada lui Carol I. Și am și din perioada comunistă, dar nu ele reprezintă piesele de rezistență ale colecției mele. Bun, una din piesele de rezistență, încercăm să aflăm. Nu, poate vă dăm o idee la alții să le caute la dumneavoastră după aceea. Sunt multe piese de care eu sunt legat, în special... este clasorul meu cu monede, clasorul meu cu fotografii vechi. Am și o colecție de sigilii. Interesant. Sigilii vechi. Da. Sigilii gorjenești. Și mai interesant. Dar acestea, de exemplu, vi le cere cineva dacă ar fi să faceți schimb sau chiar să vindeți un asemenea exemplar? Există o cerere pe piață? Păi nu mă interesează să le vând și nici să le scot pe piață. Sunt eu despre lucrurile despre care v-am vorbit acum, în special referindu-mă la sigilii, la sigilii sau la tot ceea ce ține de istoria Gorjului sau istoria Târgu Jiului, fac parte ele însele din colecția mea, care nu le am de vânzare. Nu, dar vă întrebam că de regulă colecționarii, ca să-și
aranjeze colecția. Da, de multe ori se mai fac recurge câte un comerț de genul ăsta. Da. Un schimb există, sau chiar există, 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 există dubluri. De exemplu, în cazul monedelor și în cazul eu știu, medaliilor sau depinde în nu știu, la militaria, etnografie, dar mă rog, în special la, la monede, acolo mai există... Bun, ați vorbit de fotografii și am și văzut o parte din ele. Care e cea mai veche fotografie pe care o aveți în colecția personală? Sau una dintre cele mai vechi? Păi eu am fotografii vechi, începând de la 1900 încoa, dar nu, sunt, nu, nu e relevantă vechimea fotografiei. Sunt relevante foarte multe alte aspecte care țin de valoarea lor referitoare la informațiile care reiesc din acea fotografie, nu neapărat la vechime. De obicei există această concepție că orice lucru care are o anumită valoare, are o anumită valoare dacă are și o anumită vechime. Este un principiu fals. Deci sunt foarte multe obiecte de colecție care au o vârstă relativ mică și care pot să aibă o valoare foarte mare. Și din contră, există lucruri vechi care au o valoare destul de mică. Am înțeles. Apropo de viața de colecționar, totuși Târgu Jiu este un oraș mic, să zicem așa, de multe ori poate nu putem să rivalizăm cu ce putem oferi colecționarilor din orașele mari sau cu o îndelungată tradiție, cu familii, cu un anumit trecut eu merg în mod regulat la târguri, la târguri de antichități din țară. Am fost la Oradea, la Timișoara, la Sibiu, la Cluj, la Deva, dar la București, dar cel mai important târg de antichități este la Brașov. La Brașov este trimestrial și este Brașov fiind un oraș bine poziționat, oarecum central, și acolo de obicei ne întâlnim cei mai mulți colecționari din țară. La Târgu Jiu, din ce știți, că există, bănuiesc, și aici o comunitate de colecționari. Da, există. E mai mică sau mai mare decât... Cum este și orașul, bineînțeles, e o comunitate mai mică și nu, în ultima perioadă nu ne-am mai întâlnit. Exista cândva un obicei de a ne întâlni în holul Muzeului Județean, de obicei duminica. Da, mi-aduc aminte chiar că existau acele întâlniri, dar timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Vă mulțumim pentru această prezență. Cu siguranță o să reluăm poveștile din spatele fotografiilor. Eu zic că a fost interesantă. Mulțumim și pentru... Și eu vă mulțumesc și o seară plăcută în continuare. Dragi telespectatori, a fost cu noi domnul Ion Țârlea, coordonatorul paginii și proiectului Târgu Jiu Odinioară, comunității Târgu Jiu Odinioară. Mulțumim pentru atenție. La revedere!